Am un reflectometru. Este dat drumul un emisător, da, uitați-l aici, cu un transformator Canon. Așa, uitați că e dat drumul, stingă asta. Uitați-vă la reflectometru 0, da? Așa. O secundă că mi-a căzut cablul de alimentare. Am pornit jucăria și alimentat, iarăși bun. Ca să nu fie acolo, da? Bun. Uite, acum introduc o antenă. Deci antena este aceasta, uitați. Deci așa, reflectată. 8 nivele, directă, 12 nivele, da? Să zicem, pentru început, mergi, se aprobă. E un emițător cu o capsulă, deci un emițător Veronica Kit, de la care burează și interferează, nu-i problema cu burează și interferează aici. Aici este problema cu demonstrația cu privire la reflectată și direct. Deci, pentru început, avem încă o dată, 10, 8, opa. Așa că am cade asta de pe transformator. Așa, încă o dată. Avem așa. Acum avem 10, că l-am lovit. Așa, am lovit emițător. Avem 10 aici și 12 aici. Da? 10 cu 12. Bun. În acest moment, am scos jucăria și acum montăm o sârmă. Deci luăm sârma X, care e pusă în perete, exact cum fac recepțiile majoritate. Și introducem la reflectometru. Da, ochi și ureche acum. În acest moment s-a răspândit o radiofrecvență în casă enormă, deci enormă, directa egal cu 0, de fapt nu-i 0, e aproape 2 nivele, directa 2 nivele, iar reflectata, ochii mari ce e aici, oscilabilă între 8 și 9 nivele. Uitați-vă cum oscilează. Uite, are și 10 nivele. Deci 10 nivele reflectata, deci reflectata 10 nivele, iar directa urcă spre 2 nivele. Și plus că am făcut în casă în acest moment, cum să spun, un defazaj și chiar în toată bucata asta de cartier, pentru că în acest moment buruiesc și interferesc toate benzile, pentru că este lăsat în liber emițătorul. Iar antena este o sârmă care nu face decât să te iradieze. Puterea emițătorului este de aproximativ 3W. Da? Deja a început să miroasă fum. Am scos afară. Această rezistență, nu pot să pun mâna pe ea, este rezistența pusă de mine contra evitării arderii capsulei, să nu se ardă capsula. Deci asta a depășit 75 de grade. Uitați-vă un pic la ea ca să nu ziceți că mănânc borș, uitați-vă cum arată. Nu e arsă, în niciun caz nu e arsă, era puțin afumat, de data asta a început să se scurojească, a început să zvârle, scurojeala de pe ea. Iar dioda din partea aceasta a început să zâmbească într-un colț. Așa, miroase, deci miroase pur și simplu, uite, bună, și cablajul este încins. Ia să vedem, BFY-ul și ăsta e încins. Deci, reflectata mi-a făcut în așa fel încât, dacă nu era protecția asta, să-mi deterioreze în totalitate și capsula și preamplificatorul din buffer.